Cause all of me loves all of you. Lilia și Eugeniu se iubesc din anii de studenție. De când ea a descoperit că Eugeniu este un bărbat inteligent, iar el a rămas fascinat de privirea ei profundă. Povestea noastră de dragoste s-a început la universitate. Am venit în primul an, am făcut cunoștință cu tot colectivul, apoi am atras o atenție deosebită Lilii și atunci foarte mult mi-au plăcut ochii ei și tot o priveam la fiecare pereche, tot mă uitam. Foarte insistent. Eugen m-a cucerit prin inteligența sa, prin felul de a gândi. Desigur că este un bărbat simpatic. Eu când am venit în primul an eram cu părul lung. Și asta tot. Și arătam foarte diferit de acum. Până în momentul de față, cei doi nu au avut certuri mari și nici motive de îngrijorare. Ne-au recunoscut însă cu sinceritate că în toți acești ani au avut parte de despărțiri și împăcări. Ne-am mai certat, ne-am mai împăcat. Asta ne-a făcut mai puternici și fiecare a conștientizat pentru el unde trebuie să cedeze. Păi desigur și cu bagaje, doar că nu ajungeam să ieșim pe ușă. Le despachetam împreună înapoi. Atunci când își doresc să-și conserve starea de relaxare în cuplu, urmăresc împreună filme de comedie. Am descoperit că ne plac același tip, gen de film. Deseori avem necesitate să ne relaxăm. Pur și simplu să privim un film, o comedie, să râdem, să nu ne implicăm foarte mult în partea emoțională și să ne simțim bine. Lilia, ce poate spune o femeie, iar un bărbat niciodată? Niciodată nu m-am gândit la asta. Răspuns, sunt însărcinată. A, da. Vestea că vor deveni părinți a venit pe neașteptate, deși și-au dorit foarte mult un copil. Eu eram încă de pe somn și eu țin minte cum a venit Lilia acasă, s-a ascuns așa după ușă, parcă se uita la mine și râdea. Mă uitam la ea și Lilia îmi spune, uite, am o noutate pentru tine. Și îmi spun, ok, ce s-a întâmplat? Eu sunt însărcinată. Și foarte mult m-am bucurat, m-am sculat, am cuprins-o. Eu și am avut un moment așa de fericire. Au aflat deja și sexul bebelușului. Chiar dacă la început au existat unele dubii, acum sunt siguri că vor avea o fetiță. I-au găsit și nume, Melissa. Am simțit că va fi fetiță și anume când îi spuneam chiar lui Eugen, păi uite, dacă mă uit într-un punct, atunci văd fetița. Alături nu îl văd băițelul încă și o văd așa frumoasă, cu păr negru și o să fie fetiță. Cei doi s-au pregătit minuțios de venirea pe lume a micuței. Au urmat cursuri de parenting, iar Lilia și-a pregătit deja și bagajul pentru maternitate. Desigur am cumpărat hăinițe pentru bebe, plăpumioare diferite, scutece, iar pentru îngrijirea nou-născutului, ceea ce am învățat și la cursurile la care am mers, am ales câteva produse, marca Uriaș, de care, apropo, și noi în familie ne folosim de mai bine de 3 ani și suntem foarte încântați și mulțumiți. Am ales așa o cremă spumantă pentru curățirea pielei, pe care o să o folosesc neapărat atunci când îi vă face băițe. Un lăptișor hidratant pentru bebeluși, pentru că pielea lor este atât de fină și ei au necesitatea ca să fie hidratați și îngrijiți deosebit. Nu o să ne lipsească din trusa noastră și un ser fiziologic. Este pe bază de apă termală, de fapt toate produsele sunt pe bază de apă termală. Un ser fiziologic pentru îngrijirea năsucului și a ochișorilor. Acesta. Și mult așteptata, iubita, cremă pentru îngrijirea și protecția pielii din zona scutecului, care este indispensabilă în trusa bebelușului și pentru ca să nu facă diferite iritații și să le prevină în primul rând.
apariția micuței nu-i va modifica Liliei planurile profesionale. În primele luni de sarcină chiar și am organizat un eveniment frumos pentru femeile Women Summit Moldova cu Andreea Marin, la care au participat circa 500 de femei și eram deja cu burtică. Neapărat revin cu noi forțe și foarte curând. Dar să revenim la iubire. Cât de des vă spuneți te iubesc? Foarte des. Zilnic. În fiecare zi de câteva ori. Cu ce nume i-ai salvat numărul în telefon? Chisia și o inimioară. Dar tu, Eugeniu? Scumpa. De când au aflat că vor deveni părinți, Lilia și Eugeniu se simt foarte puternici împreună și au învățat adevărate lecții de viață unul de la celălalt. Lilia a reușit în toți acești ani de când suntem împreună să crească în mine un bărbat adevărat. A devenit mai responsabil. Am învățat de la Eugen să am multă răbdare, pentru că eu eram, dar și sunt așa o fire care mă aprind foarte repede. Am învățat, de fapt, cum trebuie să fie tratată și apreciată o femeie de un bărbat adevărat.